Dragii mei, cine este părintele Arsenie Boca? Dacă cineva s-ar fi ostenit să pună această întrebare cu 30 de ani în urmă, puțini ar fi știut să răspundă în vreun fel. Pusă în zilele noastre, întrebarea primește nenumărate răspunsuri. Un sfânt, sfântul Ardealului, un făcător de minuni, un vindecător, un călugăr luminat, un ascet intelectual. Oricare ar fi răspunsul, chipul lui Arsenie Boca, reprodus de pe o fotografie din tinerețe, te întâmpină pretutindeni, la piață, la spital, în taxi, pe tarabe, în librării, în instituțiile publice și private, adică oriunde cineva speră că omul acesta are puterea de a face viața mai bună, mai frumoasă și mai ușoară și de a alina suferința de orice fel. Aproape toți românii au auzit de Arsenie Boca, considerat Sfântul Ardealului și unul dintre cei mai mari duhovnici ai României, dar puțin știu detaliile despre copilăria celui ce avea să devină un reper pentru români. Părintele Arsenie Boca a avut o viață marcată de probleme familiale și sărăcie. Cu toate acestea, el a reușit să treacă peste traumele copilăriei și să devină una dintre cele mai importante personalități ale ortodoxiei. S-a născut în comuna hunedoreană Vața de Sus. Înainte de a deveni călugăr și preot, numele său era Zian Vălean, iar părinții lui au fost oameni simpli. Părintele Arsenie Boca s-a născut în anul 1910 în Vața de Sus, o comună situată în munții Zarandului. Numele său real a fost de fapt Zian Vălean. Părinții săi au fost oameni simpli. Tatăl, Iosif, era cismar, iar mama părintelui, Creștina, era doar o tânără casnică. Iosif și Creștina s-au căsătorit cu un an înainte de nașterea Sfântului Ardealului. Între ei era o diferență de vârstă de 11 ani, mama părintelui având doar 17 ani, la momentul cununiei și una dintre cauzele pentru care cei doi au divorțat când părintele Arsenie avea o vârstă fragedă. Pentru a câștiga mai mulți bani după nașterea părintelui, Iosif Boca a plecat să muncească în Statele Unite ale Americii. Nu a stat acolo o perioadă îndelungată pentru că în 1913 s-a născut Viorela Minca, sora părintelui Arsenie Boca. Fetița a murit în același an, conform lui Iovu Mihuț, un localnic al satului Vața de Sus, autor al cărții Copilăria lui Arsenie Boca. Cât a stat Iosif Boca în America ca să câștige câțiva dolari, cum făceau atunci mulți români din Transilvania, nu știm, dar cu siguranță n-a stat prea mult. În 1913 s-a născut sora părintelui, Viorela Minca, o fetiță care a murit în același an. Mormântul ei se află chiar în biserica din Vața de Sus, în partea dreaptă, în spatele stranei cântăreților. După părerea localnicilor, actuala biserică a fost construită pe locul uneia mai vechi și mai mici și astfel mormântul fetiței a fost inclus în biserică. Cum își descrie părintele Arsenie Boca copilăria? Într-o declarație a părintelui, care datează din anul 1945, părintele spunea că era un copil singuratic, care încă de pe atunci avea înclinații religioase. Subsemnatul Zian Vălean, m-am născut în 1910, septembrie 29, în Vața de Sus, județul Hunedoara. Școala primară și liceul în Oroșelul Brad, același județ. De pe atunci mi se remarcă o anumită înclinație spre singurătate și spre probleme de religie, chiar peste puterile mele de atunci, spunea părintele într-o declarație. După spusele lui Iovu Mihuț, Iosif și Creștina au divorțat în anul 1922 la tribunalul din Arad. După separare, mama părintelui Arsenie Boca s-a recăsătorit cu un bărbat din satul Hălmagiu, unde a locuit până în anul 1951, când a încetat din viață. Iosif Boca a murit la scurt timp după divorț, astfel părintele a rămas orfan de tată cu puțin timp înainte de începerea liceului. La intrarea în cursul superior de liceu am rămas orfan de tată, care era cizmar de meserie și foarte bun pedagog cu fiul său. Știu până astăzi că m-a bătut odată pentru ca să nu mai pierd timpul, ceea ce i-am făgăduit cu lacrimi și n-am uitat până acum și de multe ori mi-a folosit în viață.
afirma părintele Arsenie Boca în declarația din 1945 securiștilor. Se spune că locul natal al părintelui a fost o căsuță de pe dealul Bujoara, aflat la marginea satului Căzănești, din comuna Vața de Sus. De câțiva ani, terenurile pe care s-a aflat vatra familiei Boca au fost achiziționate de mai mulți preoți cu scopul de a fi ridicat aici un așezământ religios. O căsuță veche de lemn, înconjurată de o grădină de flori, se află pe deal, în locul vetrei. După divorțul părinților săi, părintele a vândut casa natală pentru a-și putea continua studiile. În cursul teologiei, mi-am vândut casa părintească spre a-mi putea continua studiile. Eram și bursier. Mamei nu i-am cerut niciun ajutor și nici nu mă înduram, întrucât era divorțată de tata, iar eu eram dat tati, prin sentința de divorț, ca fiind pe baza meseriei, mai sigur că mă va da la școală. Scria părintele, potrivit declarației dată siguranței statului, în anul 1945. Între timp, Iosif și Creștina divorțaseră, iar tânăra s-a recăsătorit. Părintele Arsenie Boca declara că a fost un elev dedicat studiului și artelor și și-ar fi dorit să fie aviator. În cursul liceului mi-au plăcut foarte mult matematica, fizica, religia, desenul. Terminând liceul și luând bacalaureatul la prima prezentare, înclinam spre științele pozitive, dar dacă aveam avere sau garantau tutorii pentru mine, intram la aviație la Cotroceni, ceea ce nu s-a întâmplat, împiedicându-mă sărăcia. Drept urmare, în anul 1929, s-a înscris la Academia Teologică din Sibiu. Petru Boldor, un fost coleg de școală devenit și el preot, îl caracteriza astfel pe elevul Zian. Era excepțional de înzestrat, de o voință extraordinară, o memorie formidabilă, o putere de muncă și o tenacitate ieșită din comun. El asimilează informațiile din toate domeniile cunoașterii pe care le trece prin filtrul personalității sale. Este extrem de interiorizat și solitar. Părintele Arsenie Boca a fost șef de promoție în liceul din Brad, potrivit relatărilor foștilor săi colegi de liceu. A absolvit liceul în anul 1929 și s-a îndreptat spre teologie. Cea mai cunoscută povestire relatată de părintele Arsenie Boca are menirea să le aducă alinare celor aflați în suferință. Pilda ceșcuței de ceai, spusă de duhovnicul de la Prislop, le arată oamenilor ce pot face dacă viața li se pare grea și sunt loviți, bătuți și împinși aproape fără milă, când lumea pare că se învârtește necontrolat și când simți că se află într-o suferință îngrozitoare. Bogăția l-a făcut pe bogat egoist, materialist, nemilostiv, încolăcit de plăceri, afirma părintele Arsenie Boca. Duhovnicul considerat una dintre marile personalități ale secolului 20 a lăsat posterității o serie de învățături despre bogăție menite a îndruma pe oameni. Postul e vechi și începe odată cu omul. E prima poruncă de stăpânire de sine, scria părintele Arsenie Boca. Marele duhovnic al secolului trecut a lăsat posterității o serie de învățături despre post și rugăciune, menite să îi ajute pe oameni să înțeleagă semnificația lor. Cei care îi cunosc povestea părintelui martir spun că locul său natal este colțul de rai de pe dealul Bujoara. În ultimii ani, aici au fost ridicate mai multe construcții și monumente în memoria duhovnicului, iar localnicii din Vața spun că pe deal va fi construită și o mănăstire. Mii de pelerini din toată țara se strâng în locurile unde a trăit și a murit părintele Arsenie Boca, în curs de canonizare de către Biserica Română, mănăstirea de la Prislop, unde se află mormântul părintelui, fiind unul din locurile preferate de rugăciune și pelerinaj pentru creștini.